Sute de dosare sunt înregistrate zilnic pe rolul instanțelor din Constanța, iar mii de oameni își caută dreptatea în sălile de judecată. Pe timpul verii însă, atmosfera se schimbă, iar holurile instanțelor care în cursul anului sunt arhipline par părăsite. O situație specială este însă la judecătoria Constanța, una dintre cele mai încărcate instanțe din țară. Având în vedere programul care s-a stabilit, respectiv că jumătate din judecătorii instanței lucrează efectiv într-o lună și cealaltă jumătate în cealaltă lună, nu o să fie foarte mare efectul asupra încărcăturii. Fiecare președinte de instanță a emis un ordin intern de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești pe perioada vacanței, împreună cu președinții de secție. Și la Curtea de Apel, la fel ca și la celelalte instanțe din subordine, procesele vor continua să se judece și în perioada vacanței judecătorești. Vor avea prioritate dosarele penale cu suspecții aflați în stare de arest preventiv, cauze în care instanța verifică periodic legalitatea măsurii arestării, dar și anumite dosare civile. Potrivit dispozițiilor legale, se vor judeca cu precădere dosare în care legea ne obligă să le judecăm de urgență. Activitatea va reveni la normal la data de 1 septembrie, când instanțele vor începe să funcționeze la capacitate maximă, iar sălile de judecată se vor umple din nou.